Chișinău s-a desfășurat Junior Initiative Leadership Program, un program dedicat tinerilor cu spirit de inițiativă care vor să afle cum să devină lideri, cum să motiveze o echipă, cum să gestioneze corect oportunitățile și provocările din lumea antreprenoriatului. Junior Initiative Leadership Program are la bază interacțiunea dintre antreprenori de succes și tineri pe care noi îi vedem ca potențial lider în viitor, anume în domeniul IT. În fiecare an sunt selectați un număr limitat, până la 35 de persoane, care participă în 5 workshop-uri timp de o săptămână. Participarea în cadrul programului a fost gratuită și a fost posibilă în baza înregistrării prealabile. Tinerii au răspuns la întrebarea care sunt motivele care i-au determinat să aplice la acest program. În cadrul programului, pe parcursul a 5 seri consecutive, participanții au profitat de un transfer de experiență și cunoștințe de la lideri din domeniu. Noi o să încercăm să transmitem anumite experiențe pe care noi le-am avut ca și antreprenori. Practic vom vorbi ce trebuie să facă un antreprenor tânăr, mai ales ca să reușească aici, acasă. Am povestit ideea proprie, cum noi am început cu Fenture, ce m-a inspirat pe mine și cum am reușit eu să fac lucrul acesta, chiar fiind la universitate. Vom vorbi despre antreprenoriat, cum încep, care sunt primii pași în a identifica ideea și cum o dezvolți mai departe. Ce aș sfătui eu băieților și fetelor care au fost în program? Never give up și follow your dreams, pentru că cu cât mai mult încerci să faci lucrul acesta, precizul să primească. Poate nu din prima dată, poate chiar nu dintre 10, dar într-o 100 sau 200 iterație precis să primești. Indiferent de background-ul participanților la Junior Initiative Leadership Program, toți au plecat inspirați și informați. Eu sunt elev, pe lângă asta dezvolt o afacere în domeniul IT. Este o afacere care aduce bani, dar totuși încă vreau să o cresc. Background-ul meu în direcția asta e tot ceea ce am învățat până acum. Dacă m-ați întrebat despre scopul care am venit aici, ar fi discuții cu oameni. Asta permanent ajută ca să crești o afacere, relații noi. Eu am o idee și vreau să o dezvolt și de a găsi persoane care m-ar putea ajuta în domeniul dat. Aș dori să zic că am venit cu un bagaj slab, comparativ cu ce bagaj am plecat. Am aflat, de exemplu, că o idee bună niciodată nu sună bine. În orice lucru care îl faci trebuie să ai calcul și modestie. M-am fascinat time management-ul și însă știm management. Junior Initiative Leadership Program a fost organizat de către Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC cu susținerea financiară a Ministerului Tineretului și Sportului în cadrul programului de granturi 2016 și cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională USAID în cadrul proiectului Dezvoltarea Centrului de Excelență în domeniul TIC.